Sunteți cu Europa FM și deșteptarea, vă salutăm din nou, vă spunem bună dimineața și pare a fi cea mai bună dimineață pentru că nu mai suntem singuri în studio, Sore și Mihai Georgescu, să-i spunem așa, Miță. Da. Numai puțin celebrul. Exact. Bună dimineața, bine ați venit. Bonjour. Bună dimineața. Ce faceți? Ne iertați că v-am trezit așa de dimineață, dar ne-a plăcut piesa voastră și am zis să vorbim puțin despre ea. Ne scuzați că v-am deranjat la ora asta. Așa, ar fi putut fi o piesă despre dimineață, dar despre o noapte caldă. Da, da. Din păcate nu mai sunt nopțile calde acum. Dar le facem să fie. Metaforic, un motiv să zicem, stăm aproape, un intrat exact. Din noaptea. Da, un motiv bun. Da, mamă, un motiv tare. Mamă, noapte caldă. Cine a făcut piesa și cu ce intenție? Și de ce? Bere gratis, da. A făcut piesa din motivul enumerat mai devreme. Și după ce am creionat piesa, am zis, acest refren trebuie să fie cântat de o fată. Care este fata? Am analizat, fata este Sore. Păi cum, ați făcut fișe sau cum? Casting, a fost casting. 30.000 de participanți. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu puțin mai mult, cred că aveam un casting de 30.000, dar așa, deocamdată am luat-o din prima, pac, ață. Și am zis că Sore este vocea mănușă pentru acest cântec. Și s-a demonstrat a fi așa. Eu, bineînțeles, am fost extrem de emoționată și sunt în continuare. Tu ai declarat că ai crescut cu muzica Bere Gratis. Categoric, da. Nu e un pic dificil să fii în studio cu ei? A fost. Miță, îți mai aduce aminte ce timorată eram și nu, mi-era rușine. Ziceam, dar așa este în regulă să cânt sau vreți mai tare? Mă adresam cu dumneavoastră și Miță m-a corectat. Mi-a zis, domne, am înțeles, ai crescut cu muzica mea, dar totuși, hai să ne tutuim. Mi-a plăcut expresia aia. Sore, tu ai crescut cu bere gratis. Da. Muzica bere gratis. Cu muzica bere gratis. Păi da. Știi ce se întâmplă? Ne bucurăm foarte mult că putem să avem colaborări cu colegi de breaslă mai experimentați, că știi că la câte parteneriate am avut cu Europa, tot timpul au fost invitați în concertele noastre și cei mai experimentați și cei mai tineri vin să cânte cu noi și asta e o mare plăcere, pentru că înseamnă că noi suntem o trupă care poate fi cântată de mai multe genuri muzicale, din artiști din mai multe zone. Ați intrat în zona asta pentru că ați cântat cu Zao. Am cântat și cu Zao. Și cu Giulia. Mă refer doar la ultima perioadă. Da, dar în live am cântat cu maestru Zanfir. Am dar cu noi de ce n-ați făcut nicio piesă? Cu mine și cu Vlad, noi? De exemplu. Da, cu mine și cu Vlad de ce n-ați făcut nicio piesă? Dar putem face. Putem, dar cine ar vrea? Păi nu, ar vrea ascultătorii Europa FM să asculte, pentru că îți dai seama... Nu, ei știu deja, n-au nevoie. Comedia la ora actuală nu mai este la cote înalte și atunci e nevoie de un aer fresh. Dacă n-am trezit-o pe Sore așa de dimineață ca să nu spună chiar nimic. Ei, doamne, dar mi-e place să observ. De noapte caldă, e o poveste de dragoste, e o poveste frumoasă, e o poveste caldă, aveți și un videoclip foarte, foarte romantic. Da, păi suntem amândoi romantici. Eu în general, da, nu... separat. Separat, da. Eu în general nu vorbesc mult, așa că mie îmi convine ipostaza în care mă aflu acum. Dar da, a fost o experiență foarte frumoasă. Aș mai face încă 3 piese cu Bere Gratis. Mi-aș face un album. Aș fi informația lor dacă s-ar putea. Asta e o propunere? Nu știe niciodată. Stai, asta e o propunere? E o invitație? Eu ce? Intenționez să am o carieră lungă, la fel de lungă ca și a lor. Cel puțin, Doamne ajută. Știi că la un moment dat a fost un duet foarte interesant, mă rog, YouTube și Natalie Imbruglia, știi? Și a fost foarte da. Interesant. Voi sunteți Natalie. Este Natalie Imbruglia. Tot cu acustică, frumos. Da. Asemenea colaborări, să știi că sunt foarte interesante, pentru că uitându-mă pe internet la un moment dat, la un comentariu, era o fetiță care a spus, eu n-am auzit de Bere Gratis. Și a venit o reacție imediată care a spus, păi da, va fi... Sunt mai vechi ca tine. Da, de-abia începi să auzi, da. Vei trăi cu ei, cum să nu. Și este bine într-un fel că generația tânără mai ascultă și formații și mai vede și instrumente. E o combinație interesantă. Sperăm să mai colaborați și la alte piese. Mie îmi place piesa nouă și am să invit și pe ascultătorii Europa FM. Avem 3 piese. Eu am înțeles chestia asta, dar n-a spus mai mult decât atât.
facem și un disc și gata. Un vinil, de fapt. Un vinil, faceți un vinil. Îi invit pe ascultătorii Europa FM să-și spună părerea, propria părere despre piesa pe care o vom asculta imediat, indiferent că e de bine sau de foarte bine, să ne spună printr-un SMS la 0728 111 222 sau pe pagina de Facebook. Noapte caldă? Noapte caldă.